O fetiță în vârstă de 2 ani din localitatea Tudora a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a înghițit accidental o capsulă de detergent lichid. S-a întâmplat seara trecută, iar mama micuței a sunat după ajutor la 112. La caz au ajuns echipajul de terapie intensivă mobilă SMURD, care a constatat că fetița era conștientă și a transportat-o la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate. Autoritățile atrag atenția părinților. Copiii sunt foarte curioși și imprevizibili și încă de mici vor să experimenteze lucruri noi. De aceea este foarte important ca aceștia să fie supravegheați în permanență, mai ales în primii ani de viață, când au tendința de a duce la gură sau nas toate obiectele pe care le găsesc.